Dragii mei, la o nouă ediție astăzi de Lifestyle, o ediție în care vom vorbi despre consumul substanțelor interzise. Este un subiect cu totul delicat, cu atât mai mult cu cât vorbim de media de vârstă, da, vorbim de copii care încep consumul acestor substanțe încă de foarte micuți și ajung mai târziu să aibă probleme în adevăratul sens al cuvântului de-a lungul vieții. Căci avem și cazuri de astfel de consumuri la vârste ceva mai înaintate și care creează adevărate probleme. Mai multe vom discuta cu invitatul meu din această seară, domnul comisar șef Cristian, și mă scuzați, dar Oprișan. Bine ați venit la mine în emisiune. Mă scuzați, dar m-am emoționat un pic cu ce am vorbit înainte, căci m-au surprins datele pe care deja mi le-ați furnizat înainte de începerea emisiunii și mi-ar plăcea foarte tare să le facem cunoscute și telespectatorilor noștri. Vorbim despre niște date care pe mine una m-au șocat, despre niște vârste extrem de micuțe. Haideți să vedem despre ce putem vorbi anul acesta. Știu că este o perioadă încă în pandemie, avem niște cifre mai mici sau mai mari față de anii aceia în care totul era la normal, să spunem așa. Depinde la ce an vă referiți. Anii aceia, spuneți... 2019. 2019, înainte de pandemie. Exact. Să știți că nici atunci nu stăteam bine. Deci... În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc de invitație și postul dumneavoastră, pentru că îmi dă ocazia să vin cu informații despre acest fenomen, despre cât de nocive sunt aceste substanțe și despre faptul că părinții ar trebui să-și îndrume copiii către activități sănătoase de petrecerea timpului liber în special. Acum, vă referiți la consumul de droguri. Consumul de droguri, din păcate, este în creștere în țara noastră. Din 4-4 ani, Agenția Națională Antidrog efectuează studii cu privire la prevalența consumului de substanțe psihoactive, atât în populația generală, cât și în populația de nivel liceal, în vârstă de 16 ani. Iată că, în conformitate cu ultimul studiu care l-am efectuat în 2019, deci datele sunt culese în 2019, interpretate în anul 2020 și date publicității, prevalența consumului de droguri în rândul elevilor de 16 ani este de 9,6%, deci aproape 10% dintre tinerii de 16 ani au experimentat consumul de substanțe psihoactive. Ca și substanță, cea mai consumată substanță este cannabisul. Pe locul 2, noile substanțe psihoactive cunoscute ca și etnobotanice. Iar iată că pe locul 3 vin solvenții și substanțele inhalante. Deci nu întâmplător ce se întâmplă acum în zona de sud a litoralului, mai precis în localitatea Vama Veche, cu protoxidul de azot, da, care este face parte din categoria inhalantelor. Deci iată că da, deci era deja pe locul 3 ca și consum în rândul tinerilor. Dar acum el este strâns, consumul de solvenți, de inhalanți, este strâns legat de fenomenul copiii străzii. După cum știți, în perioada 1990-2000 era acest fenomen în București, în special în rândul copiilor străzii. Era așa numitul fenomen al... erau denumiți aurolaci pentru că trăgeau din pungă acel solvent, dacă era vopsea sau adeziv, deci inhalau acei solvenți.
hai să vedem, care ar fi cauzele pentru care acești copii, atât de mici fiind, încearcă aceste substanțe? Cum ajung la ei? Să știți că nu sunt interzise de lege, deci nu se pedepsește, legea nu pedepsește consumul acestor substanțe. De altfel ar fi și foarte, foarte greu să fie introduse în tabelele cu substanțe puse sub control din legea 143 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, având în vedere utilitatea foarte mare a acestor substanțe. Da, nu vorbim de aceste gazuri, nu știu, gaze, vorbim despre celelalte, despre etnobotanice care le sunt la îndemână. Să știți că etnobotanicele sunt reglementate cannabis, prin legea 194 din 2011, da. Cele care nu sunt reglementate sunt acești inhalanți, da, și în special ca să ne referim la cazul protoxidului de azot. Și aici aș vrea să mă refer pentru că este o chestie actuală. Da, da, da. Deci el este foarte folosit în pe parte medicală, în domeniul alimentar, în domeniul auto ca și aditiv în combustibil. În domeniul alimentar știm cu toții că este un agent de propulsie, deci nu se găsește propriu zis în produse, ajută la realizarea anumitor, să le spunem, creme de frișcă, da, e printre cele mai utilizate, și de asemenea în domeniul medical, în domeniul ca și anestezic, este folosit în combinație cu alte substanțe. El consumat liber, da, în cantități mari, într-un timp foarte scurt și mai ales în combinație cu alcool, este foarte, foarte periculos. În special pentru sistemul cardiovascular și poate duce până la stop cardiorespirator. Acum, ca și efecte imediate care le produce consumul acestui gaz, sunt similare cu consumul de alcool. Să spunem, pleacă de la o euforie și ulterior ajungem la greață, vărsături, dureri de cap, stări în care sunt inconștiență, stări în care aceștia sunt identificați pe plaje, unde de regulă tinerii, după ce se închid, știți că la ora 2, conform stării de alertă, se închid atât terasele, cluburile, da, toate unitățile sunt închise, se retrag pe plaje, unde aceștia continuă, să spunem așa, petrecerea consumând această substanță din baloane. Ce facem în acest sens? Cum putem ajuta să prevenim? Pentru că vorbim de copii și despre vârste fragede. Mă gândesc că dintre ei sunt care trec de la etnobotanice sau de la aceste gaze care poate nu sunt atât de periculoase, da, și ajung să le combine sau ajung la droguri chiar periculoase. Da, cumva este și vina, să spunem așa, specialiștilor de la nivel mondial, dar și la noi din țară, pentru că, vedeți, sunt foarte multe informații, foarte multe date, sunt foarte multe studii științifice cu privire la efectele nocive pe care le produc drogurile, să le spunem, clasice. Și aici mă refer la cocaină, heroină, amfetamine, metamfetamine, cannabisul. Deci găsim foarte, foarte multe informații pe Google. Ei, inclusiv campaniile care se derulează sunt în mare parte pe aceste substanțe. Și foarte puține informații și foarte puține campanii de informare cu privire la efectele nocive ale solvenților, inhalanților, ale acestor substanțe. Din acest motiv și tinerii inițiază acest consum pentru lipsa de informație, deci nu știu că sunt nocive, și accesibilitatea este iarăși la îndemână. Nu mai vorbim de preț. Prețul foarte, foarte scăzut. Exact.
Cât contează anturajul în toată povestea asta? Am auzit tot felul de cazuri în care, păi, uite că se ia după el, el fumează, el face nu știu ce. Păi este, există o problemă la nivelul ăsta? Este exemplul cel mai bun, consumul acestui protoxid de azot. Pentru că el se consumă în grup. Deci nu, da, deci se dă balonul de la unul la altul. Deci este, să spunem așa, o chestie socială. Într-adevăr, anturajul este foarte important, da? Din acest motiv și noi îndemnăm, sugerăm tinerilor să-și aleagă bine anturajele, iar atunci când încep să aibă o influență negativă asupra lor, să părăsească aceste anturaje. Mai mult de atât, îi sfătuim să nu cadă în plasa unor persoane care le oferă gratuit și spunând că spre consum anumite substanțe pe care ei nu le cunosc. Deci așa sunt ademeniți? Exact. Se întâmplă și cazurile astea? Da, sunt cazuri reale. Și de asemenea să nu dea curs persoanelor să meargă, nu știu, în locuri izolate și să consume astfel de substanțe. Este perioada asta verii, da, noi avem aici litoralul, știu foarte bine că vin foarte mulți turiști, atât de la noi din țară, cât și din străinătate. Este o perioadă când, nu știu, sunt mai multe astfel de cazuri, sunt mai dese controlele, avem mai mulți oameni cu probleme în perioada asta? Nu putem spune că sunt mai multe, dar activitatea e specifică. În cursul anului școlar sunt activități în mediul școlar. În perioada sezonului estival desfășurăm de regulă activități în mediul comunitar, de la activități de prevenire, informare pe plaje, unde avem puncte de informare. De asemenea, atragem adolescenții și tinerii către activități sănătoase de petrecerea timpului liber, în special pe zona de activități sportive. De asemenea, avem spoturi pe care le rulăm înainte de anumite producții cinematografice la cinematografele în aer liber. Știți că atât pe plaja din Constanța cât și în Mamaia sunt cinematografe în aer liber, unde înainte de începerea filmului rulăm aceste spoturi, tocmai pentru a conștientiza, a trage un semnal de alarmă. De asemenea, avem testări în trafic cu poliția rutieră, tocmai pentru a preveni evenimentele rutiere comise pe fondul consumului, în special de droguri, dar și de alcool. Și oamenii cred că ne-au și văzut în fiecare weekend, suntem prezenți în stațiunea Mamaia, tocmai pentru a preveni astfel de evenimente. Și în campania Safe Party, activități de derulate pe partea zonei de nord a stațiunii Mamaia, unde sunt cele mai mari cluburi, dar și în sudul litoralului, la evenimente artistice, pentru că au fost câteva evenimente artistice, într-adevăr cu număr redus de tineri participanți, dar am fost prezenți. Chiar weekendul trecut am fost la Costinești la un festival rock. Și de asemenea avem o activitate foarte importantă de informare a personalului angajat din marele cluburi, de la evenimentele muzicale și de la barurile și terasele mai importante de pe litoral, cu privire la aspecte legislative, dar și prezentarea unor măsuri de prim ajutor care ar trebui cunoscute de către personalul angajat în anumite situații de criză care se pot întâmpla în aceste unități comerciale.
Ca să spunem mai devreme și de activitatea rutieră, da, avem foarte multe accidente în această perioadă. Câte dintre ele putem spune că sunt cumva cauzate și de acest consum al drogurilor sau, de ce nu, chiar și de alcool? Cred că mai degrabă aș fi spus aici invers. Aici colegii noștri de la Serviciul Poliției Rutiere vă pot furniza date mai exacte. Mai exacte. Ce vă pot spune că și aici vă reamintesc, să spunem așa, unul din cazurile petrecute în 2019 pe litoral, într-adevăr în mini-vacanța de 1 mai, când creatorul de modă Răzvan Ciobanu, da, cunoscut ca și persoană dependentă, s-a urcat, a condus un autoturism și a avut un accident urmarea căruia a decedat, din păcate. Tocmai aceste evenimente vrem să le prevenim pe parcursul sezonului estival, deci ne dorim ca, și practic aceasta este, să spunem, motoul activității noastre în sezonul estival, ne dorim ca tinerii să se distreze responsabil, fără consum de droguri în special. Deci să stea departe de consumul de substanțe. Care ar fi cel mai periculos drog? Acum, sunt multe, să spunem, clasificări ale substanțelor psihoactive. Conform legii 143, aceste substanțe sunt clasificate în de mare risc și de risc. Acum, ca și specialist care lucrează de ceva ani în acest domeniu, vă spun că fiecare substanță psihoactivă este periculoasă în felul ei și creează dependență colaborat cu mai mulți factori. Din acest motiv nu facem clasificări, nu, să spunem, dăm verdicte sau spunem că e bine în locul unei substanțe mai periculoase, e bine să consume o substanță mai puțin periculoasă, pentru că am auzit iarăși niște informații eronate de genul informații acesta. Eronate că dacă îi dau copilului meu un loc de, nu știu ce, consumă el o substanță mai ușoară, îi fac bine. Deci nu e bine nici cum, deci, și sub nicio, formă de a le combina, nu știu, orice substanță cu alcool sau cu pastile. Sunt tot felul de cazuri când se combină. Aici vorbim de cu totul altceva, deci mult mai, mai periculos. Dacă mai adăugăm și energizante, vă dați seama ce presiune se pune pe sistemul cardiovascular. Acum, dorim ca tinerii care au probleme de consum, da, să se prezinte la centrul nostru, pentru că printre activitățile noastre noi oferim și servicii de asistență în vederea tratării adicției de droguri. Deci câți oameni ajung la centrele, astfel de centre care într-adevăr au probleme? Și în ce stadiu ajung ei? În diverse stadii. Acum, ei sunt referiți atât de sistemul judiciar, pentru că începând cu anul 2014, când au fost modificate codul penal și codul de procedură penală și practic a intrat în vigoare principiul justiției terapeutice, se face distinție clară între persoana consumatoare și dealer, traficant, producător sau persoana care comercializează aceste substanțe. Deci, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că adicția de droguri este o boală cronică și ea trebuie tratată. Și atunci, cei care sunt consumatori de droguri și sunt prinși, sunt referiți de către sistemul judiciar către centrul nostru în vederea tratării adicției de droguri. De se dorește să nu fie pedepsit, pentru că pedepsa nu ar fi avut nicio rezolvare practică, da, problemei. De se dorește rezolvarea problemei de fond, respectiv adicția. Să-i și consilieți să... Exact, deci ei intră în tratamentele noastre, da, pentru tratarea adicției de droguri. Întotdeauna cei care pășesc aici își doresc asta, adică pleacă de la ei lucrul ăsta? Să știți că este un drum foarte lung.
De regulă, cam greu vin de, din proprie inițiativă. De fapt, putem să spunem că lupta este câștigată când ei fac primul pas în centrul sau în oricare centru de tratare a adicției de droguri. Deci asta înseamnă cumva că încep să conștientizeze că aceste substanțe le fac rău și ca cumva doresc, da, doresc să să-și rezolve problema. Bineînțeles că nu pot fără ajutor de specialitate și atunci apelează la serviciile noastre. Acum, minorii de regulă sunt mereu însoțiți de către, de către părinți, dar am avut și majori care au venit cumva mai luați cu arcanul și aduși către centrul nostru cu rezultate în timp foarte bune, cu recuperare bună. Care ar fi motivele pentru care se ajunge la această dependență de droguri? Adică, dintre persoanele care v-au pășit acolo în centru, ați observat, nu știu, persoane care aveau probleme în familie sau, nu știu, din ce cauză se ajunge la această dependență? Că poate, nu știu, încerci odată, dar poate nu mai simți nevoia sau poate nu te afunzi cumva în această problemă, dar sunt și mulți care ajung, din păcate, foarte târziu acolo. Da, sunt mai mulți factori care influențează acest consum. Și aici încep de la problemele familiare. În special ce am constatat noi, lipsa unui părinte, de regulă, și de regulă lipsa tatălui, este o problemă destul de serioasă. Anturajul iarăși este o problemă serioasă și lipsa de implicare a familiei. Bun, acum vedeți dumneavoastră că viața e destul de complicată, părinții muncesc, unii muncesc în străinătate și lasă copiii, nu știu, la neamuri total ne supraveghează cumva. Dar care cumva sunt și ei depășiți de tot ce se întâmplă, situația, tehnologia, care vă dați seama, copiii lăsați la bunici. Bunicii cu noua tehnologie sunt cumva, da, cu Face, cu rețele socializare, da, deci supravegherea e complicată și atunci există nu un pot risc, face față, cumva. Există un risc, dar nu la toți, sunt și copii care sunt, se descurcă foarte bine. Ce se face pe viitor în acest sens? Ce planuri aveți? Ce alte acțiuni veți întreprinde pentru acești copii cu probleme? Ne dorim să fim mult mai implicați în mediul școlar. Acum, începând de la, pot să vă spun că avem proiecte de la preșcolari până în mediul universitar. Dar dorim să venim cu metode non-formale de educație, prevenție, de prevenție. Uh-huh. Și din acest motiv încheiem parteneriate cu societatea civilă. Cu cât sunt mai informați, mă gândesc, cu atât știu mai bine ce este bine și ce este rău. Așa pentru este. Ei și cumva deci vor informația ști este să facă primordială atâta timp cât ea este furnizată, corectă și completă. Eu vă mulțumesc foarte frumos pentru aceste detalii. Cu siguranță ne vom mai auzi. Sperăm noi cu statistici mai bune decât acestea. Eu vă mulțumesc și vouă, dragii mei. Sper că ați luat aminte. Sunt foarte multe lucruri pe care le avem de învățat cu toții în acest sens. Eu vă pup, ne vedem și mâine la o nouă ediție de Lifestyle. În continuare urmăriți știrile Dotto TV. Nu uitați să zâmbiți! We'll be right back.